Tânăra spune că ziua universală a ei este prilejul ideal pentru a-și face cunoscute creațiile. Eu moștenesc, spun, din familie această tradiție, de la bunica mea, care și în prezent coase, mama mea s-a ocupat apoi și acum și eu. Oile pe care le puteți vedea sunt lucrate integral manual. Pânza este bumbac, ața este bumbac sau mătase, deci materialele sunt 100% naturale. Pentru a lucra oile este nevoie de aproximativ o lună de muncă. În medie, sunt și care necesită mai mult timp în funcție de model. Nu doar românii au admirat și cumpărat piesele vestimentare unice, ci și străinii. O femeie din Australia a rămas plăcut impresionată de expoziția cu vânzare. I think they are beautiful. Yes. They're handmade. They're handmade. You know how to do it. It's a lot of work, isn't it? Amazing. I couldn't do that in a month. Expoziția Cămașa Temporară, care conține cămăși tradiționale din toate colțurile țării, poate fi vizitată în fiecare zi la Muzeul de Artă Populară din Constanța. Se poate observa cu ușurință evoluția acestei piese vestimentare către ia contemporană. Ia românească a devenit din ce în ce mai cunoscută și mai purtată în ultimii ani, însă aici, la Muzeul de Artă Populară, puteți vedea ii vechi chiar și de 100 de ani. Expoziția va fi deschisă până la sfârșitul sezonului estival. Adulții vor avea de plătit o taxă de 5 lei, în timp ce copiii au o reducere de 50%.